să vă dau. Vă propun să începem muzia. Vă rog să dați telefoanele pe silence. Bună ziua! Este prima ședință a Consiliului Județean din nou mandat. Să dea Dumnezeu să avem un început bun și un mandat fructuos. La ședință, din cei 37 aleși în funcție, sunt prezenți, doamna, toți? Da. Deci, 36 sunt prezenți, adică Sorin Șobain, consilierul independent, este... lipsește multe plată. La ședință au fost invitați să participe directorul executiv și directorul executiv adjunct, ai directorul aparatului de specialitate, reprezentanții mass media și vă propun pentru astăzi următoarea ordine de zi. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței de constituire din data de 23 iunie 2016. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean. 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 22 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean aprobat prin hotărârea din hotărârea Consiliului Județean 87 din 2013. 4. Proiect de hotărâre privind încetarea raportului de muncă al Directorului General al Direcției General de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. 5. Diverse. Vă consult dacă sunt observații la ordinea de zi. Dacă nu, vă supun la vot. Cine este de acord cu această ordine? Mulțumesc! La punctul 1 din ordinea de zi, dau cuvântul doamnei secretar al județului, Elena Cătălina Zară, pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Potrivit prevederilor articolului 42 articolul 98 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile mai sus menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței de constituire din data de 23 iunie 2016. Mulțumesc. Vă supun la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Deci, cu unanimitate a fost aprobat procesul verbal. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate. Vă o să dau citire celor patru comisii de specialitate și cu algoritmul, celor cinci comisii de specialitate și ținând de cont de algoritmul în funcție de numărul de mandate, la fiecare alianță de mandate. Comisia Economică, sunt 7 membri, 3 de la Partidul Social Democrat, 2 de la Partidul Național Liberal, una de la Alianța ALDE și cel de-al șaptelea membru de la PSD-ul. Comisia numărul 2, Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Lucrările Urbanice,
v-aș ruga, atât timp cât dau citire din asta, să vă gândiți și imediat după aceea să veniți cu propuneri. Comisia 2, urbanism amenajat în și lucrărilor publice, 3, PSD, 2, PNL, 1, ALDE și o nominalizare de la PSRO. La comisia numărul 3, Sănătate, Asistență Socială, Tineret și Sport, 3 de la PSD, 2 PNL, 1 ALDE și o propunere și un membru de la PSRO. La comisia numărul 4, aici o să facem, vă propun să facem o modificare, un amendament vis-a-vis de ceea ce aveți dumneavoastră la mapă, adică 2 de la PSD, 1 de la ALDE, 2 și 3 de la PNL și al 7-lea independent. Comisia numărul 5, juridică și administrație publică, 4 PSD, pentru cel de la 2 PNL și un independent. V-aș propune, dacă sunteți în primul rând de acord cu această structură, ca după aceea să trecem și la etapa a doua de a face nominalizări. Dacă sunteți de acord cu această structură, vă rugăm să vă supuneți spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Mulțumesc. În unanimitate, această structură s-a fost aprobată. Acum, rog, fiecare grup de partid să faceți nominalizări. Să facem nominalizări. Da. Aici. Doamna consilier Marcuș, vă rog. Din partea Partidului Social Democrat. Aș ruga secretariatul să noteze. Am să citesc mai rar ca să aibă timp să noteze. Pentru Comisia Economică, Spătarul Eugen, Brăneanu Dumitru, Cucerescu Ion. Pentru comisia numărul 2, urbanism, amenajare teritoriale și lucrări publice. Din partea Partidului Social Democrat, Ilișanu Claudiu, Dima Carmen, Ciobănița Corneliu. Pentru comisia numărul 3, Sănătate, Asistență Socială, Tineret și Sport. De la PSD, Belceanu Gheorghe, Manolache Vasile și Bandea Toma. Comisia numărul 4, Educație, Cultură, Artă și Religie. Șotcanu Teodora, Ana Marchiș și independent Șova Sorin. Comisia numărul 5, Juridică și Administrație Publică. PSD, de la PSD, Bogea Angela, Șendrea Răzvan, Ochenatu Eugen, Pocovnicu Dorian și independent Șova Sorin, care va face parte din două comisii ca să putem stabili numărul de 7 pentru fiecare comisie. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Grupul PNL.
Comisia numărul 1, Comisia Economică, domnul Nechita Neculai, doamna Cristea Tina, pentru Comisia numărul 2, Urbanism. Comisia numărul 2, Nichiteru Mihai și Olteanu Cezar. Comisia numărul 3, doamna Ivanov Floarea și domnul Mihăilă Petrică. Comisia numărul 4, domnul Cuslavu Marius, domnul Marcu Costică și domnul Grițcu Gabriel. Și pentru Comisia numărul 5, Comisia Juridică, subsemnatul Năstase Claudiu și domnul Miroșanu Liviu. Mulțumesc, domnul președinte. Comisia numărul 1, Bostan. Domnul consilier Populescu. Da, s-a grăbit domnul coleg. Din partea ALDE, formulez următoarele propuneri. Pentru Comisia numărul 1, domnul Toma Viorel. Pentru Comisia numărul 2, Humulescu Vasile. Pentru Comisia numărul 3, doamna Coșa Maricica Luminița. Pentru Comisia numărul 4, domnul Cojocaru Ovidiu Relu. Scuzați greșeala pentru Comisia numărul 1, Bostan Gabriel. Comisia numărul 2. Comisia numărul 2, subsemnatul Izvoran Vasile. Comisia numărul 3, Stoica Dan. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Acum am rugămintea colegilor de la Secretariatul Tehnic să împartă buletinele. Să le tipărească, pardon. Să le tipărească întâi, după aceea. Deci primiți buletinele de vot privind aprobarea componenței comisiilor. Este două coloane, trei coloane, număr, criteriu, nume și prenume și opțiunea. La opțiune, opțiunea se exprimă prin da, în dreptul candidaților preferați. Fără altceva, deci dacă nu sunteți de acord, nu treceți nimic, nu treceți nu, că se anulează. Sau liniuță. Deci doar da sau lăsați liber. Da? Mulțumesc.
Comisia juridică. Așa că, dacă tot facem lucrurile astea, hai să facem la toate comisiile. Da? Să vă gândiți pentru a alege președintele și imediat după ce avem rezultatul votului, o să rog comisiile să să retragă pentru a-și alege președintele și secretarul. La vot au participat 36 de consilieri din 37, domnul Șoro fiind absent. Votul s-a exercitat cu respectarea normelor legale privind asigurarea secretului acestuia. În urma numărării voturilor s-au constatat următoare. Spătarul Eugen, 36 de voturi. Brăneanu Dumitru, 36 de voturi. Cucerescu Ion, 36 de voturi, Nichita Nicolae, 35 de voturi, Cristea Tina Ioana, 35 de voturi, Toma Viorel, 36 de voturi, Bostan Ionel, 36 de voturi. La comisia numărul 2, Comisia de Urbanism, Amenajarea Teritoriilor și Lucrări Publice, votul este următorul. Ilișanu Claudiu, 35 de voturi. Dima Carmen, 36 de voturi. Ciocărința Corneliu, 35 de voturi. Nichitelu Mihai, 35 de voturi. Olteanu Petre Cezar, 34 de voturi. Umulescu Vasile, 36 de voturi. Isoveanu Vasile, 35 de voturi. Izvoranu. La Comisia numărul 3, Comisia de Sănătate, Asistență Socială, Tineret și Sport, voturile sunt următoarele. Belceanu Gheorghe, 36 de voturi, Manolache Vasile, 35 de voturi, Bandea Toma, 35 de voturi,
Ivanov Floarea, 35 de voturi, Mihaela Petrică, 34 de voturi, Roșa Maricica, 36 de voturi, Stoica Dana Elena, 35 de voturi. Comisia numărul 4, Comisia de Educație, Cultură, Artă și Religie. Șorcan Teodora, 36 de voturi, Martișana, 36 de voturi, Șoba Sorin, 36 de voturi, Păslaru Marius, 35 de voturi, Marcu Costică, 36 de voturi, Grițcu Gabriel, 34 de voturi, Cojocaru Liviu Relu, 36 de voturi. Ovidiu, da. Comisia Juridică și Administrație Publică, Bogea Angela, 35 de voturi, Șendea Rezvan, 34 de voturi, Ochenat în echipă, 34 de voturi, Ocobnicul Dorian, 35 de voturi, Șoba Sorin, 34 de voturi, Nestase Claudiu, 33 de voturi, Miroșanu Liviu, 33 de voturi. Mulțumesc. Acum mă rog cele 5 comisii. Cele 5 comisii se retragă pentru acesta. Ne-am retras. Am ales. Ne-am ales. Ne-am și ales între timp. Așa a scris procedura. După cum ăsta. Da? Da. Ați luat un vot mai mult. Am rugămintea atunci la fiecare comisie să ne anunțați cine este președintele și secretarul comisiei. Mi-a stricat concediu. Da. Începe comisia numărul 1. Vă rog, faceți un pic de lucru. Comisia numărul 1 la Comisia Economică. Cine e? Cine e președinte? Domnul deci la Comisia Economică, președinte Dumitru Brăneanu și secretar Cucurescu. Comisia numărul 2. Urbanism, Comisia numărul 2 e președinte domnul Ciobănița Corneliu, secretar doamna Dima Carmen. Comisia numărul 3. Comisia numărul 3, Bandea președinte, Manolati secretar. Comisia numărul 4, da? Comisia numărul 4. Președinte Șova Sorin și secretar Marcu Costică. Nu? Marcu, nu? Marcu Costică. Nu mi-aminteam. Comisia numărul 5. Președinte Pocovnicu Dorian, secretar Bogea Angela. Comisia Petrii din Comisia Economică și de la Comisia de Urbanism se retragă. Nu, problema noastră. Comisia Economică și Comisia de Urbanism. Da, vă rog, să luați un lucru. Da, am înțeles că trebuie să revenim la cele, la primele două comisii. Vă rog, Comisia Economică. Vă rog, Comisia Economică, cine e? Secretarul să spune cine e președinte și invers. Președinte. Președinte, domnul Toma Viorel, secretar Cucurescu Ioan. Da, mulțumesc. Toma Viorel,
Deci la economic, Toma Viorel și cu Cerescu, secretar. Comisia numărul 2, cea de urbanism. Vă rog. La Comisia de Urbanism, președinte, domnul Cumulescu Vasile de la ALDE și secretarul Macarul de la PSD. Da, mulțumesc. Deci, se poate fi ce corect la vot, că avem mai multe de stăpăt. Și la următoarea și la cealaltă. Pentru cât avem avizele la Comisia Juridică și la Comisia de Sănătate la următoarele două puncte ale de zi, trecem la următorul punct, privind modificarea articolului 22 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Bacău, aprobat prin hotărârea din numărul 87 din 2013. Pentru introducerea modificărilor, pentru că de la data adoptării hotărârii, cadrul legislativ care reglementează organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale a fost amendat în mod succesiv, cele mai importante modificări fiind introduse prin adoptarea legii 115 pe 2015 pentru alegerea autorității administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației, precum și pentru modificarea și completarea legii 393 pe 2004 privind statutul aleșilor locali. Pentru introducerea modificărilor care am făcut referire mai sus, a fost adoptată hotărârea Consiliului Județean numărul 79 pe 2016 pentru modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean, aprobat prin hotărârea 87 pe 2013. De asemenea, aplicarea prevederilor articolului 98, raportat la articolul 54, aliniatul 1.6 din Legea Administrației Publice Locale pe 215 pe 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, a fost adoptată hotărârea Consiliului Județean 96 din 2016 privind stabilirea numărului și domeniilor de activitate în care se organizează comisii de specialitate ale Consiliului Județean Bacău, care, la articolul 2, prevede că atribuțiile comisiilor vor fi stabilite în următoarea ședință a Consiliului Județean. Facem precizarea că, în conformitate cu prevederea articolului 104, aliniatul 1, litera A și ale aliniatului 2, litera A din Legea Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, președintele Consiliului Județean întocmește și supune spre aprobare Consiliului Județean regulamentul de organizare și funcționare a acesteia. Față de cele mai sus expuse și având în vedere denumirile și domeniile de activitate aprobate de Consiliul Județean prin hotărârea 96 din 2016, modificările intervenite s-au concretizat în proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 22 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean aprobat prin hotărârea 87 din 2013, pe care îl supun spre aprobare. Este vorba de noile denumiri ale celor 5 comisii de specialitate. Având avizul comisiei juridice, avizul comisiei de specialitate, vă supun spre aprobare la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține? Împotrivă? Mulțumesc. Prin unanimitate a fost aprobat. La cel de al următorul punct al ordinii de zi, cel de-al patrulea, am să rog pe domnul vicepreședinte Roroiu să îl prezinte și să fac o mențiune, să permiteți ca următorul punct să mă abțin de la vot. Da. Ca urmare a alegerii domnului Sorin Brașoveanu ca președinte al Consiliului Județean Bacău, dumnealui cu data de 6 iulie, dacă nu mă înșel, 2016, a solicitat încetarea mandatului la Direcția de Ocrotire și Asistență Socială și vă propun spre aprobare astăzi dumneavoastră încetarea raportului de muncă între Direcția de Asistență Socială și Consiliul Județean Bacău. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi, contractul dumneavoastră, domnule președinte, cu Direcția de Asistență și Ocrotire Socială a citat. Vă doresc succes în nouă mandat. Mulțumesc! Podium punct al ordinii zi la diverse. Da. Domnul consilier Otar, vă rog. Intervenția mea are ca obiect
regândirea Comisiei de numărare a voturilor. Așa cum știți, la ședința de constituire, prin hotărârea 93, s-a hotărât constituirea unei comisii formate din 3 membri, 2 din partea PSD, 1 din partea ALDE, și noi credem, grupul liberalilor, crede că pentru o mai bună reprezentare a grupurilor politice trimise de către electorat în forul Consiliului Județean și pentru, așa ca să folosesc un joc de cuvinte, pentru o contradicție în termen, așa, pentru o transparentizare secretului, pentru o transparentizare secretului, ar trebui ca această comisie să fie formată din 5 membri, așa cum permite de astfel legea și regulamentul de organizare și funcționare, și în acești 5 membri să se regăsească și un reprezentant al Partidului Național Liberal, al grupului liberal și un reprezentant al Partidului Social Român. În acest sens, vom iniția un proiect de hotărâre prin care vom abroga articolul 1 din hotărârea 93 din 23 iunie și în același timp formarea unei comisii din 5 membri. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Da, comisia, într-adevăr, poate fi din 3 sau din 5 membri. Ceea ce am făcut este perfect legal. Dar putem reveni acum asupra acestui articol dacă dorim, într-adevăr, să... și nu am nimic împotrivă pentru a fi reprezentat și câte un membru atât de la grupul PNL cât și de la PSRO. Așa că putem reveni și pot supune la vot propunerea, așteptăm inițiativa, sigur, să faceți această propunere scrisă la următoarea ședință. Da? Mulțumim. Dacă mai sunt alte probleme la ordinea de zi la diverse. Dacă nu, eu vă mulțumesc mult de tot pentru prima ședință și chiar dacă au fost procedurile și trebuie să le respectăm, așa că a fost un pic mai dificil.